Radu cel Mare. Calificativul de cel mare care s-a dat lui Radu, mai întâi de scritorii cancelariei domnești și de cronicari, apoi de istoricii vremurilor noastre, nu e determinat de cine știe ce biruințe sau fapte vitejești. Din potrivă, sub raportul politic și militar, acest voievod n-a strălucit deloc. Supus ascultător al sultanului, mergând mai în fiecare an la Stambul, spre a-i se înfățișa și a-i aduce tributul, Radu a prestat spre sfârșitul domniei și un jurământ de credință regelui Ungariei. S-a ferit, prin urmare, de dușmânia celor puternici și a vrut, mai presus de orice, pacea. Era și un om bolnavicios. Podagra l-a făcut să sufere mult. În ultimii ani, îl duceau cu rădvanul din loc în loc. Însemnătatea lui Radu stă în activitatea de ordin bisericesc și cultural pe care a desfășurat-o, în organizarea pe care a dat-o ierarhiei muntene, în ctitoriile și milostenile sale în introducerea tiparului. Asociat la domnie de către tatăl său, un Hrisov din anul 1495 o dovedește, Radu a continuat politica de supunere față de turci a acestuia. În 1503, trimisul venețian la Constantinopol, vorbind de tributul pe care îl plăteau țările noastre, 4.000 de ducați Moldova și 8.000 Muntenia, spune că Radu vine în fiecare an să sărute mâna sultanului erau departe timpurile lui Mircea cel Bătrân și Vlad Țepeș. Evident, în asemenea condiții nu avem de înregistrat niciun război cu turcii. Singura dată când aceștia trec Dunărea, în 1497, o fac pentru a merge în Moldova să ajute pe Ștefan contra polonilor. Dar supunerea completă a lui Radu nu a împiedicat pe Baiazid al ii poate chiar l-a îndemnat, să ceară și să obțină, în 1505, vadurile de la Dunăre cu vămile respective. Ba mai pretindea sultanul încă și 4500 de pribegi care ar fi trecut la noi, păgubind astfel visteria turcească. A trebuit ca domnul să se ducă iarăși în persoană la Constantinopol spre a regla acestei pretenții. Cu ungurii, de asemenea, raporturile au fost bune. În august 1497, o solie în frunte cu albul vistierul ducea la Buda, regelui Vladislav, asigurarea de pace, concordie și credință din partea lui Radu, obținând în schimb îndepărtarea lui Mihnea, fiul lui Țepeș de la hotarele țării românești, precum și a oricăror alți pretendenți care ar veni în Ardeal. Într-adevăr, până în 1508, câteva luni înainte de moarte, Radu n-a fost tulburat în privința aceasta. O încercare pe care o face Mihnea în ianuarie 1508 de a-și asigura sprijinul ardelenilor nu reușește, așa încât el e nevoit să recurgă la ajutorul turcilor. Aceștia, într-adevăr, după moartea lui Radu, îl înscăunează. O renoire a actului din 1497 are loc în 1507, e trimisă iarăși o solie numeroasă la Buda. ea înfățișează regelui daruri bogate între altele cai de oaste înșeuați împărătește, săbi poleite cu aur și bătute cu pietre scumpe și la asigură din nou de credința Domnului și de pacea perpetuă pe care vrea să o păstreze. Aceeași asigurare de pace dă radu la 3 decembrie 1507 și sibienilor și tuturor sașilor din Ardeal. Îi va apăra împotriva atacurilor tușmane ale turcilor, în primul rând, iar dacă cumva n-ar putea să o facă, atunci îi va anunța cel puțin în vreme spre a putea lua măsurile cuvenite. Dacă ferească Dumnezeu n-ar fi obligat să părăsească țara atunci la rândul său Sashi se obligă să-l primească pe el familia, bunurile și boierii săi, să-l găzduiască și să-i îngăduie apoi să plece unde va vrea. De asemenea, ei nu vor ajuta pe niciun vrăjmaș al domnului, nici nu-l vor primi sau îi vor da măcar o bucățică de pâine. Dregătorii lui Radu, în frunte cu Gherghina, pârcălabul de poenari, întăresc și ei acest act și jură pe unul Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, și pe fericita fecioară Maria și pe Sfânta Cruce că îl vor respecta, așa cum se angajase și Domnul. Ca urmare a acestui repetat act de credință, regele Vladislav îi dăruiește lui Radu, fratele său Vlad și tuturor urmașilor lor domeniul Joagiu în ardeal. El cuprinde în afară de târgul cu același nume 19 sate ocupând întreaga vale a Borșei de la izvoare până la vărsarea în Mureș. Așadar, un teritoriu de circa 25 de km lungime pe 15 km lățime. La 2 februarie 1508 se dădea capitolului din Alba Iulia ordinul de a introduce pe reprezentantul domnului Muntean în posesiunea domeniului Lucru se îndeplini la 14 aprilie. Cu moldovenii, câtă vreme a trăit Marele Ștefan, raporturile au fost pașnice. După moartea acestuia, în timpul domniei lui Bogdan, a izbucnit însă un conflict. Pricina a stat în încercarea pe care a făcut-o un pretendent, anume Roma, de a pune mâna pe tronul Moldovei, năvălind dinspre țara românească și cu ceva ostași munteni. Probabil că el făgăduise lui Radu retrocedarea cetății Crăciuna în caz de izbândă. Așa s-ar explica, pe de-o parte, știrea din cronica lui Radu Popescu, cum că Roman, cerșind oaste de la Radu Vodă, s-au dus de-au prădat toată Putna, locul Moldovei. Pe de altă parte, pasajul din cronica lui Ureche și Simeon Dascălul, în care se spune că la încheierea păcii hotarul pre unde au fost cel bătrân au lăsat. Bogdan, văzând paguba făcută, își strânsese în rândul lui armata și au intrat la locul ce se cheamă Rătezații, la Movila Căiati, de acea parte de râdnic și au șezut cu astea de cea parte de râdnic 10 zile de au prădat și au ars de la Milcov până la Râmnic și în jos spre Îmbepărțile până la Siret. Ciognirea cu oastea lui Radu, care venea și el spre Hotar, a fost însă evitată, mulțumită intervenției călugărului Maxim din neamul despoților Serbiei. Acesta, trimis ca sol de Radu, care bătrân și bolnav era bucuros să nu se bată, izbuti să convingă pe Bogdan să renunțe la campanie. Și s-au rugat lui Bogdan Vodă să facă pace cu Radu Vodă pentru că sunt creștini și de o seminție. Deci Bogdan Vodă, văzând atâta rugăminte de la acel călugăr, au făcut pace pentru voia lui și au trimis-o la Radu Vodă. Și atunci Radu Vodă cu băierii săi au jurat pe Sfânta Evanghelie ca să fie pace neclintită. Hotarele au rămas cele vechi, iar domnul Muntean a întors toată prada și arderea câte se făcuse în țara Moldovei, la Ținutul Putni. Acestea s-au petrecut în octombrie 1507. Dar, dacă Radu n-a iubit războiul, în schimb, însă a ținut la cele Dumnezești. Biserica n-a avut mulți apărători și sprijinitori ca el. Mai întâi a căutat să dea o nouă orânduială mai temenică ierarhiei muntene. A făcut în acest scop apel la un patriarh de Constantinopol cu numele Nifon, pe care turcii îl îndepărtaseră din scaun, învinovățindu-l că ar fi vrut să-și însușească averea predecesorului său. L-a adus în țară, anul 1504, l-a făcut pastorul ei sufletesc și, i-a urmat planul de reorganizare bisericească. Reședința mitropolitului, care până atunci fusese la Argeș, a fost fixată la Târgoviște, lângă scaunul domnesc. În Oltenia era de mult încă, din vremea lui Vlaicu, o mitropolie, deosebită de fapt o episcopie. Titularul ei stătuse, pe cât se pare, mai întâi la Severin, apoi, după căderea cetății, în mâinile ungurilor prin mănăstirile Oltene și la Râmnicu Vâlcea. Nifon hotărăște ca acest episcop să fie supus mitropolitului din Târgoviște. Apoi, fiindcă populația țării se înmulțise, pentru o mai bună priveghere, înființă o nouă episcopie în partea de răsărit, anume Episcopia de Buzău, avându-și reședința în orașul cu același nume. Astfel, Teritoriul muntean a fost împărțit în trei eparhii, în loc de două câte fuseseră până atunci, iar în raporturile ierarhice precizate. Cu toată situația eminentă pe care o avea, Nifon n-a rămas până la sfârșit în țara românească. Împotrivindu-se unei căsătorii pe care o dorea domnul, e vorba de căsătoria surorii sale Caplea cu Bogdan Vornicul, care se despărțise în acest scop de prima soție și mergând chiar până în a mustra pe Radu pentru fapta sa, el fu nevoit să tragă consecințele. Părăsi deci Târgoviștea. Tradiția spune că și-ar fi scuturat papucii ca să nu ia niciun fir de praf din pământul pe care se comisese o astfel de nelegiuire, și, afurisind pe domn și norodul său, se retrase la muntele Atos, unde și muri, curând după aceea, în 1508. Un alt titlu de merit al lui Radu, pe tărâmul bisericesc, este ctitoria sa de la Deal. Mănăstirea exista din vremea lui Mircea cel Bătrân. Acum se făcut splendida biserică, cea mai frumoasă din câte se înălțaseră până atunci pe pământul țării românești. Materialul întrebuințat a fost de cea mai bună calitate, blocuri de piatră legate între ele cu scoabe de fier și marmură. Meșteri pricepuți, poate tot în frunte cu Manole, cel de la Curtea de Argeș, să pară cum podoabele și ridicară lăcașul care constituie o capodoperă arhitecturii religioase montene. Și alte mănăstiri au cunoscut mila voievodului. Ne s-a păstrat astfel risovul scris în mănăstirea Glavaciocul prin care el dăruiește govorei o bucată de moșie lângă Poiana. Cu al prilej ea capătă jumătate din satul Hința. Împreună cu mama sa, voievodul îi dă apoi și satul Stoiceni, pe Olt pentru care plătise 11.000 de aspri. Mănăstirii Tismana îi întărește vama de la genune, ceea ce înseamnă 3% din valoarea tuturor mărfurilor ce treceau pe acolo, nefiind scutite nici măcar în acelea ale domniei. La Sfântul Munte, el dăruiește Mănăstirii Rosicorn în 1496, o sumă de 3000 de aspri anual. Aceea sumă o capătă în 1499-1500 o altă mănăstire. Lăcașul cu hramul Sfântul Pantelimon primește și el la 21 februarie 1502 4000 de aspri. La Craina Sârbească, la Lopușna, a ridicat Evlaviosul Domn Muntean împreună cu ruda sa, Marele Pârcă la Bjupan Gherghina, o biserică de piatră de proporții modeste, dar îngrijit lucrată. Pisania dă data 7009, adică 1501 sau, dacă luna a fost septembrie, decembrie 1500. Pe tărâmul cultural, Radu are de asemenea merit. El primi pe Macarie tipograful care lucrase mai înainte în Balcani, la mănăstirea Obod, lângă Cetinie și comandă cea din tâi carte tipărită în țara noastră, un liturghier slavonesc. N-a avut însă parte să o vadă ieșind de sub teascuri, tiparul isprăvindu-se abia sub urmașul său, Mihnea. Radu, a fost căsătorit cu doamna Cătălina. Numele ei îl întâlnim atât în pomenicul mănăstirii Govora, cât și în documentul din 1496 dat mănăstirii Rosicon din Sfântul Munte. A avut trei băieți, pe Vlad Vintilă, pe Radu Paisie, pe Mircea Ciobanul, care au domnit pe rând în țara românească și două fete, pe Boba și pe Cristina. Nelegitimi au fost Radu de la Afumați și Bădica. Și aceștia au ocupat tronul. În februarie 1508, boala de care suferea Radu se agravase. La 29 ale acestei luni, el scria sibienilor în legătură cu medicul său, Francisc, la 12 martie, regele Vladislav al Ungariei informa pe Saș că e îngrijit de boala grea a voievodului transalpin și le arăta ce măsuri trebuie luate în caz de moarte. În cursul lunii aprilie, după 23, dacă este să credem relația cronicii lui Grigore Ureche și Semion Dascălul și nu avem motiv să nu o facem, sau înainte de 6, dacă ne luăm după o știre din Buda, Radu încetează din viață, jelit, nu numai de ai săi, dar și de popor, care avusese parte mai bine de 12 ani de liniște. Cârmuirea fusese blajină, fără ucideri, fără răzmerițe, judecățile drepte. Prin firea sa blândă, prin aplecarea sa spre cele spirituale, voievodul știuse să-și atragă stimea tuturor. Când, trei ani după aceea, în 1511, ienicerii se revoltară împotriva lui Bayazid, aruncându-i vină că e prea pașnic și slab, ceea ce aduce pagubă și lor și împărăției, sultanul le dădu drept pildă tocmai pe Radu, care, cu toate că era în cea mai mare slăbiciune a puterilor sale, s-a purtat cu cea mai mare deșteptăciune și cu toate că șapte ani întregi a fost pus în rădvan. Și dus din loc în loc, totuși a cărmuit țara românilor spre deosebita mulțumire a supușilor. Aceștia, cu toată firea lor schimbătoare, nestatornică, nu s-au înstrăinat din cauza slăbiciunii și a podagrei de domnul lor bun, drept, înțelept și destul de potrivit pentru cărmuire, prin superioritatea sufletului său. Aceste aprecieri au fost înregistrate de un străin istoriograful Leon Clavius, care a scris în veacul al XVI-lea o istoria turcilor. El nu poate fi bănuit de părtire pentru Radu. Putem deci privi elogiul pe care îl reproduce ca pe o sentință a istoriei însăși. Radu cel Mare a fost îngropat la dealul, în frumoasa exact sa tictorie, Viața patriarhului Nifon ne spune că mormântul se află în tinda bisericii, iar cronica lui Radu Popescu adaugă că era cioplit în piatră și că voievodul și-l gătise singur.